Bună ziua, dragii noștri! Bine v-am regăsit! Suntem în localitatea Vitomirești, din nordul județului Olt. Iată că ieri eram prin sudul județului, acum suntem în nordul județului. Această localitate a fost bine întreținută și dezvoltată de un primar extraordinar, care Dumnezeu să-l odihnească în pace, s-a dus dintre noi. În schimb, băiatul dumnealui, Robert Rotea, dumnealui se numea Constantin Rotea, Robert Rotea, a preluat această localitate și a lăsat o slujbă foarte frumoasă de preot într-un oraș, în Balș, și a venit aici, în nordul județului, în localitatea unde s-a născut, să continue proiectele tatălui său și chiar le-a dezvoltat și a dezvoltat foarte mult localitatea. Din păcate, Robert Rotea nu este astăzi aici, este undeva, a plecat cu un proiect spre aprobare undeva la București, dacă nu mă înșel, și gazda noastră de astăzi este domnul viceprimar Radu Ion Lucian. Bună ziua, domnul viceprimar, bine v-am găsit. Bună ziua, bine ați venit. Da, domnul viceprimar, știu că totdeauna, eu mă așteptam să nu mai fie nimic de făcut, pentru că totdeauna găsesc că s-a terminat anumite lucruri, s-au terminat de asfaltat, s-a terminat alimentarea cu apă, s-a terminat reabilitării, tot, până și o biserică foarte veche a fost adusă, a fost pusă aici aproape. Deci tot timpul, ce ar mai putea fi făcut sau ce mai aveți dumneavoastră de făcut în... Trebuie ceva făcut în comuna asta, pentru că spre o deosebire de multe localități din nordul județului Olt, Vitomireștiul chiar s-a dezvoltat foarte mult și aproape că se aseamănă cu localitățile din Vâlcea, că și acolo suntem impresionați de ritmul de dezvoltare, ca și la dumneavoastră de altfel. Vă rog să ne vorbiți de proiectele pe care dumneavoastră le aveți în derulare și ce aveți de făcut așa, ce v-ați propus pentru mandatul ăsta 2020-2024. Ca obiective în curs de realizare în comuna noastră, aș aminti reabilitare, modernizare și extindere cămin cultural la Dejești. Este în prag de recepție. Urmează recepția. O secundă, apropo de căminul cultural, dumneavoastră aveați și un ansamblu de dansuri populare care promova tradiția și obiceiurile din această zonă, din această, nu numai localitate, dar și din zona asta de nord a județului. Mai funcționează? Nu mai funcționează ansamblu folcloric. Mai avem în momentul de față o echipă de călușari rămasă încă dinainte cu tineri și persoane din comună, care în ziua de Rusalii merg la un festival. Încep cu Câmpul Mare, după aceea vin în comuna noastră. Da, se face un centru acolo, că așa s-a stabilit, da. De când era acea sărbătoare la Slatina Călușul Românesc. Acum se organizează pe anumite zone din județ. Bun. Din păcate, pentru că și e bine că s-a menținut sau se menține și asta. Bun, vă rog să continuați cu proiectele dumneavoastră. Ar fi modernizarea infrastructură rutieră locală în comuna Vitomirești, lucrare care nu este finalizată, s-a realizat asfaltarea, rămânând câteva străzi de asfaltat, s-au blocat fondurile, adică nu s-au plătit nici în momentul de față, ar mai fi câteva străzi foarte necesare care au rămas așa și încă 4 poduri, unul în satul Trepteni și 3 în satul Dejești. Care au rămas blocate, adică sunt, cum sunt, începute, neterminate, da? Sau? La străzi s-a făcut partea fără asfalt, iar la poduri este realizată lucrarea până la suprafață. Practic lucrarea grea. Sunt chiar și traverse plătite de constructor, neplătit de noi. Doar o parte. Pentru că v-ați blocat financiar, dumneavoastră. Au fost făcute din fonduri proprii?
Nu, nu, nu din fonduri proprii, tot pe investiții. Da. Suntem tot în curs de... S-a terminat modernizarea drumului agricol între satele Trepten de Jești și Donești și Comuna Sâmburești. Apropo de acest drum, anul trecut când făceam interviu cu domnul primar, cineva mi-a reproșat de acolo din satul Trepten că asta mai trebuia că să ne facă pătar la domnul primar acel drum, că nu era nevoie. Ia spuneți dumneavoastră, de ce este nevoie de acel drum? Da, s-a discutat că ar fi totuși un moft al cuiva. Nu este așa. Era un drum agricol. Este drumul cel mai scurt între satul Trepten și Dejești. Este un drum cu cea mai mare suprafață agricolă, drum care era practic impracticabil, nici cu tractorul, nici cu combina. Este folosit între sate, taie direct să elimină panta de urcare la Trepten și de coborâre la Dejești. Este folosit inclusiv de microbuzul școlar cu elevi care trece direct, care fac naveta la liceu, este foarte necesar. Celălalt merge în Comuna Sâmburești, face legătura între Comuna Vitomirești din satul Donești, direct în Comuna Sâmburești. Vecină, acolo este și combinatul viticol, cu folosit și de ei, și de locuitori. Mai avem tot terminată, mici retușuri, construcție și dotare grădiniță pe locul fostei primării, care s-a ridicat, este terminată, are dotarea făcută cu spațiu de joacă pentru copii și în toamnă sperăm că vom, în mod sigur, elevii vor intra în cele două săli de clasă care au dotare. Ce vreau să vă întreb, copii mai sunt, domnul viceprimar, că vedem că din localitățile rurale populația îmbătrânește, iar copiii sau tinerii nu mai vor să mai stea la țară sau, mă rog, dacă nu au toate condițiile necesare, încearcă să plece între alte zone sau la oraș. Da, în Comuna Vitomirești avem liceul tehnologic. Mai sunt elevi pentru că o clasă se formează, dacă înainte erau câte două clase paralele, începând cu generală până la liceu. În momentul de față, în școala generală, o clasă se formează și cea de la liceu se merge de regulă pe două clase. Două clase paralele, pentru că vin și elevii din clasele limitrofe. Respectiv, da, Olanu, Dănicei, Sâmburești, chiar și până la Morărești, de la Cuca, acum există și microbuze școlare care fac legătura între domiciliul elevilor și liceu. Și liceul are și dotare și el va intra... Și profile bune? Profil agricol, profil economic. La liceu am avut și clasă de profesională, vor urma și clase de și profesional, exact ce va cere piața muncii. Ce anume să preda, ce profil aveau cele de profesională? Tot agricultura. Și dotarea este și pe industria alimentară și agricultură, agroturism. Și lemn, bineînțeles, avem dotare pentru că așa a fost. Și unul din alte obiective în curs de realizare, alimentare cu apă și canalizare în satul Trepten, mai este vorba doar apa este funcțională, s-au făcut legături, branșamentele către oameni, o instalație în care s-a montat la fiecare om căminul de branșare și cămin de branșare la rețeaua de canalizare. Mai trebuie realizată niște lucrări la stația de epurare a canalizării. Așa. Ce aveți pentru viitor? Ce v-ați propus să faceți? Că văd că aveți o listă acolo cu o grămadă de proiecte. Eu credeam că nu mai e nimic de făcut, pentru că cam totul era pus la punct, dar văd că mai aveți o grămadă de...
Mai avem modernizare și dotare infrastructură administrativă și educațională în comuna Vitomirești. Urmează în curând, este în curs de licitare, reabilitare și modernizare sistem iluminat public în comună, tot cu niște granturi norvegiene, un iluminat public care va, după ultimile standarde, să zic așa, cu bec cu LED, cu reglarea intensității luminii în funcție de zonele intersecție, instituții publice, care se poate regla automat ca să ducă la reducerea consumului de energie. Trebuie să vă mai amintesc că avem și terminat și facem recepția la o stație de în care se duce gunoiul de grajdi contrapolorii cu nutriența terenului, ca o paranteză. O să avem o regularizare a părului de jasca strada Unirii, un cătun de roi, în colaborare cu Apele Române. Este proiectarea făcută, la fel așteptăm finanțarea, în care și strada urmează să se asfalteze. S-a întârziat asfaltarea străzii datorită acestei regularizări a gârlii de jești. Mai avem extindere, modernizare, sistem de alimentare cu apă în Vitomirești, mărire capacitate de extracție și depozitare. În viitor am dorit să realizăm un foraj aproape de lângă bazinul din satul Bulimanu, fiind cel mai în a monte, ca să plece pentru apa prin cădere liberă, gravitațional. Și așa cum vorbea și domnul primar mai de mult, e vorba de înființarea unui sistem de alimentare cu gaze naturale, dar depindem și de în funcție de fondurile care se vor aproba de la guvern. Este o treabă mai complicată puțin, care necesită fonduri mai multe, care necesită o și bineînțeles mai multe comune care să meargă la rând. Să facă fond comun și să se asocieze ca să poată... Sunt asociate în momentul de față, dar finanțarea. Da. Și finanțarea e mai mare. Da, uite că se bagă și gaze, se încearcă să se băga și se încearcă să se băga și gaze și sperăm ca să beneficiați și dumneavoastră, ca toată lumea suntem până la urmă în secolul 21 și ar fi normal, că astea sunt lucruri normale, care oricine, mai ales că gazele astea trec pe aici, pe lângă noi, sunt foarte aproape de localitățile dumneavoastră și am văzut și la Vâlcea foarte multe localități care au gaze, sunt mai avansate din punctul ăsta de vedere decât noi cei de la Olt. În mod normal, sigur se va rezolva și cu gazele, dar în timp, cei de lângă oraș sunt niște locuitori cu densitate mai mare, noi suntem mai risipiți, să zic așa, puțin. Ce populație are comuna Vitomirești? În jur de 2000. Domnule viceprimar, noi vă mulțumim că ați fost amabil și ne-ați dat câteva informații pe care nu numai telespectatorii noștri vor să le afle, dar și cei din localitatea dumneavoastră, pentru că nu toți n-au timp să vină la primărie, să stea de vorbă cu dumneavoastră și să le spuneți când faceți, o alimentare cu apă, canalizare, când se termină o stradă de asfaltat, când se începe alt proiect de făcut. Vă mulțumim încă o dată și vă urăm succes. Dacă mai aveți ceva de spus și să transmiteți locuitorilor? Să aibă încredere în conducerea primăriei și le urez multă sănătate. Da. Doamne ajută! Dragilor, mulțumim și noi frumos pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă spunem la revedere!